Diagnosticul de cancer este unul dintre cele mai grele pe care le poate primi o persoană. În România, greutatea e dublată de condițiile în care se poate trata bolnavul. Există doar câteva institute oncologice, iar cel mai mare, cel din București, arată ca o ruină. Deși e construit în 1989, pare o zonă părăsită și lăsată cu adevărat în paragină. 10.000 de pacienți ajung la Institutul Oncologic București în fiecare an și se tratează în clădirile care stau să cadă. Șansa lor o reprezintă însă eforturile medicilor de acolo, care își cunosc bine meseria și sunt atât de pasionați de ceea ce fac încât au venit de acasă cu calculatoare și cu aparate de aer condiționat ca să reușească să creeze o atmosferă cât de cât decentă. Un peisaj dezolant. Niște saloane care nu sunt luminate. Ca medici suntem între Ciocan și Nicovală. Institutul Oncologic București nu a suferit nicio renovare majoră timp de 30 de ani, însă modificări semnificative au fost făcute în 2014. Și ce vedem noi aici a fost renovat în ce an? 2008. Cam așa arăta înainte de ce s-a întâmplat în 2008. Sunt situații în care ați adus de acasă, da, dumneavoastră și șef, sigur, de secție sau, sigur, anumite, cum, nu știu. Noi am cumpărat instrumentar și consumabile și calculatoare și nu numai eu, ci și toți colegii mei. Pentru a putea să vă faceți Pentru a putea să ne facem treaba în condiții, mă rog, cât de cât decent. Noi, cumva, ca medici, așa suntem între Ciocan și Nicovală, fiindcă, pe de o parte, ni se cere să tratăm, pe de altă parte, nu avem tot timpul la dispoziție toate mijloacele necesare și de multe ori improvizăm. Fiecare la fel și-a luat aerul condiționat. Aici avem o problemă din cauza că suntem dependenți de alimentarea cu agent termic și cu energie electrică din rețeaua generală, care alimentează și orașul, iar, mă rog, pentru noi asta este un minus din cauza că agentul termic ar trebui să ajungă cu 90 de grade, iar iarna trecută ajungea cu maxim 40, poate 50 de grade. Ar trebui să suplimentăm încălzirea prin saloane cu diverse mijloace, câteodată improvizate. Pacienții care vin să se trateze la institut intră din prima clipă în contact cu o priveliște dezolantă. Clădirea și toate drumurile din jurul clinicii par ale nimănui și lăsate de izbeliște. Am zice că este vorba de ceva superficial, însă prima impresie contează foarte mult pentru psihicul oricărui pacient aflat în suferință și care are așteptări uriașe atunci când trece pragul unui spital. Oamenii sunt în suferință, sunt bolnavi și când vin și văd tot ceva urât, da, parcă... Exact. Absolut, ar fi poate bine să fie aici un parc în loc să fie un peisaj care este dezolant. Investiția nu ar fi o investiție imensă. Să fie o atmosferă, cum spuneți, care să inducă, mă rog, o stare de cât de cât de bine. Trebuie să fie geamuri, trebuie să fie lumină. Nu să-i țin niște saloane care, unele dintre ele, nu sunt luminate. Nu e corect. Clădirea din spatele meu s-a construit cu gândul ca aici să fie o fabrică de medicamente. Acum clădirea arată cum o puteți vedea, are 30 de ani, însă nu are acoperiș și a plouat în ea în tot acest timp. Personalul medical de aici și conducerea și-au dorit foarte mult ca aici să ajungă un hotel pentru pacienții care fac, de exemplu, radioterapie. Nu cred că se mai poate recondiționa. Ce ne lipsește nouă aici este un proiect închegat și rotund care să propună să realizeze un obiectiv ridicare a institutului la standarde moderne și aici includ și drumurile și aspectul clădirii și aspectul saloanelor pe lângă investițiile în aparatură și în personal. Clădirile n-au beneficiat de investiție în structură timp de 30 de ani. Dacă pentru reabilitarea și amenajarea clădirilor mai sunt multe de făcut, în ceea ce privește modernizarea cu aparatură nouă și performantă, Institutul Oncologic București a reușit câteva achiziții importante. Bolnavii de cancer beneficiază de un aparat de ultimă generație pentru radioterapie, nou pe piața din România, investiție care a costat aproape 4 milioane de euro. Acum, nu știu, cred că 10 ani de zile, în institutul ăsta nu exista nici măcar tomograf. Acum, în institut există 3 tomografe funcționale, nevoie ar fi ca și dotare de un aparat PET-CT, adică asta ar completa paleta investigațiilor imagistice pentru pacienții oncologici. Investiția nu ar fi o investiție care să depășească puterile statului român. Deci ăsta e acceleratorul nostru cel mai modern, care ne permite să facem tehnici moderne de radioterapie. Pentru România este un aparat destul de performant.
Așa cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, majoritatea investițiilor importante din această unitate medicală au fost făcute cu ajutorul fundațiilor și nu al statului, așa cum ar fi normal într-un spital public. În plan este înființarea unui centru modern de paleație în valoare de 30 de milioane de euro. Este un vis frumos la care speră nu doar pacienții, ci doar timpul va arăta dacă și de această dată speranța poate fi tratată sau moare ultima.